Astăzi fiind 22 februarie 2022, vreau să vorbesc despre Leo de la Strehaia, cât și despre Anca de la Strehaia și să vă spun ce știu eu și cum stau lucrurile, cum au stat între ei. Nu trebuie să fiu pro Leo, trebuie să spun și când greșește. Nu trebuie să țin întotdeauna cu el, chiar dacă este prietenul meu, chiar dacă este nașul meu. Leo a fost și este vinovat în legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat cu Anca de la Strehaia. El a călcat strâmb, el a greșit, mai ales în ultima perioadă și-a neglijat familia, mama copiilor, adică pe Anca. Da, Leo este vinovat, dar și-a făcut-o cu mâna lui, să zicem așa, pentru că el, nu știu ce să zic, s-a îndrăgostit de escroacă, habar n-am, nu știu ce a fost în mintea lui. Ce este în mintea lui? Este frică de singurătate. Vrea să stea cu ruținea pământului pe ei. Leo, la cât de curtat este și acum cât este el în pușcărie, ar fi putut să-și trăiască viața frumos cu oricare altă persoană, nu publică, pentru că el le-a făcut pe femei din viața lui, le-a făcut persoane publice. Sper să îi vine mintea la cap, dar nicio șansă, adică să-și revină. Mi-au aminte că aveau probleme mari financiare la Strehaia acolo, cu lumina, curentul, adică Anca era la un pas să intre la pușcărie pentru neplată, pentru alte chestii pe acolo, ce s-au întâmplat. Cum am cunoscut eu pe Anca, vă spun sincer, pentru că am văzut că este o femeie cu capul pe umeri. Ea este și bărbat și femeie acolo, în familia lor, la Strehaia. Eu asta am văzut. Bătăioasă. Greu să ajungă cineva la inimioara ei. Chiar imposibil. Nu a interesat-o să umble cu unul și cu altul. Chiar dacă s-au auzit vorbe pe acolo, acum, na, lumea vorbește. N-ai nimic dovezi să zici că ai prins, ai văzut filmări, chestii. Și până la urmă, este o femeie singură, da? Fiecare dintre noi avem nevoie de nevoi fiziologice, etc. De o îmbrățișare, de o vorbă bună de la persoana iubită. Așa că asta este adevărul. Nu știu ce a văzut Leo la escroaca sentimentală. Am văzut mesaje de la voi că mă întrebați dacă este femeie sau bărbat. Credeți-mă că nici eu nu știu. Nu știu. Ce am mai auzit eu în ultimul timp? Ea a fost instructor la o sală de aerobică. Vai de cap, mă. Și că a făcut un not de performanță. Ea habar n-are ce înseamnă un not de performanță. În fine, probabil că dacă ea a făcut un not, așa se numește pentru ea, un not de performanță. A făcut sport la viața ei, face sport. Ai burtică, draga mea. În ce lună ești gravidă? Zic că vreau să-ți trimit un cadou. Nu pentru tine, pentru al mic sau cea mică. Te pomenești că vreau să faci și un copil cu Leo acum. Nu mă faci tu copil cu Leo. Ai fi fost să sare să faci un copil cu Leo dacă nu intervenea canalul acesta de YouTube în care tu te întreții. Te întreții pe tine și animalele tale. Dacă nu aveai nicio șansă să ai vreun venit, sigur ai fi făcut și un copil cu Leo, dar având în vedere că Leo
face poftele în continuare. Abonați pe YouTube, produci bani, nu ți-ar de ție de copil. Și oricum mai bine să, Doamne ferește, să faci un copil care să nu iubești bărbatul cu care îl faci, e nasol. De Leo nu pot să spun că o iubește, nu, e obsedat de ea atâta, obsedat. Nu cred că sexual, obsedat așa de, că s-a obișnuit cu ea, nu știu cum să spun. E greu să-mi exprim în cuvinte și mai ales că e un foarte frig afară. E ger. Mi-a înghețat și mâinile, cu mănuși, cu tot. Chiar aiurea să ai o femeie strong lângă tine și să nu știi ce să faci cu ea. Părerea mea era că Leo și Coanca ar fi trebuit să rămână împreună. Nu zic pentru copii neapărat, pentru ei. Și ar fi fost mult mai bine, pentru că Leo, când n-a mai avut bani să plătească chirie în București, s-a dus la Strehaia, când n-a avut încotro. Vezi, Doamne, s-a dus la patroană și la copiii lui și la nu știu ce. Nu este adevărat, nu. S-a dus că nu mai avea bani, nu mai putea să aibă bani de chirie, da? El stătea cu escroaca sentimentală, da? Stătea în București cu ea. Cu animalele, cu grădina zoologică. Păi ești nebun. Și cotiza Leo la greu. Ca să nu mai spun că atunci când rămânea fără bani, Leo se ducea acasă în Strehaia și lua galben de la patroană, da? Să fiu serios. Îi cerea patroanei o dată la o săptămână, două cel mult, punea acasă și pleca. Lua cocoșeii și pleca. Ca să-i facă plinul escroacei, urățenii pământului. Pe bune? Chiar este urățenia pământului, adică așa ceva? Doamne ferește! Pune și moculeasca. E femeie. Măcar aia e citită. A citit la viața ei. A fost la Antena 1 la știri. A prezentat știrile la Antena 1. Un an de zile mă cunoască. Am văzut-o pe o casetă video. Vă dați seama? Dar cu așa ceva, să umbli cu așa ceva, pe, nu știu. Mi-era milă de Leo când a ajuns în Strehaia și nu avea liniște nici acolo, pentru că acolo e nebuneală mare acolo la ei. Nu poți să te odihnești. Chiar nu poți să te odihnești ca omul, el are nevoie de odihnă, nu are nevoie de stres. A avut și stresul ăsta mare cu pușcăria în care n-a scăpat. Acolo îmi pare mie rău de el. Chiar am dat două avocate foarte bune din Constanța. I-am spus, băi, l-am pus în legătură cu ele. L-a durut în spate. Pe el îl durea înainte să intre pușcărie, că era conștient că o să ajungă acolo. Urățenia pământului știa ea sigur că, dacă știai sigur, și n-ai fost mă lângă el. Ai fost lângă el așa, înainte de sentință, pentru că știai că o să ajungă acolo, nu? Și ce ai zis? Hai să mă folosesc și eu de el. El nu trebuia să aibă nicio treabă cu tine în momentele acelea, el trebuia să se ocupe de el, nu de tine. S-a ocupat de contul tău de YouTube. Asta a fost plăcerea lui, Doamne ferește. Leo, nu vreau să spun că îți meriți soarta, dar tu ai greșit foarte mult. Păcat că ai ajuns acolo. Nu știu de ce, dar uite, îți plac aș fi trebuit să mută la tine acolo în Timișoara, să-și ia cu chirie, că își permite din banii tăi. Dar nu o să facă, pentru că poate i-am dat eu acum idee. Să o facă așa, să de ochii lumii, pentru YouTube, pentru abonați, pentru vizualizări. E posibil ca în viitor apropiat să se ducă pe acolo, să știe că este Leo într-o lună, două, să ducă și a două săptămâni, să zică că uite, pentru Leo m-am dus să-mi iau cu chirie, să stau lângă el aici, aproape, nu știu ce, bla bla bla. Sufletește și să-i duc pachete. Cam asta am avut de spus despre Leo, așa, pe scurt, nu vreau să o lungesc. A început să ningă din ce în ce mai tare, am luat-o așa pe iarba asta uscată.
mi-a înghețat mâna, nu vă mai spun. Am mănușă, dar un deget este afară, uite-l, nu știu dacă se vede. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc și vouă că mă urmăriți, că vă plac episoadele mele și că îmi cereți într-un număr foarte mare să fac tot așa interesante. Ați văzut că am schimbat și promo, să vedem și un alt promo. Mi se pare destul de interesant și acesta. Îl voi lăsa în continuare, să vedem. Toate că mie îmi place primul, dar am înțeles că unii dintre voi, când dați drumul, vă cam speriați. Că începe așa tare, cu acțiune, cum și te, exact cum îmi place mie. Și asta e cu acțiune. Hai, v-am lăsat. Bam, bam. Mi-am pus vluga în cap. Mai am 2-3 minute până acasă. Am ajuns în zona cu vile americane. Să nu mai spună mie nimeni că mi este frică de leu, că așa și mai departe, că mi-e frică să vorbesc despre el și nu știu, nu. Oricum, leu n-a făcut lucruri în care se merite pușcăria. Sunt convins de asta. Pentru că eu cunosc toate dedesubturile. El nu. El n-aș făcut ceva în care el să cadă aiure. No. Aici a căzut chiar nevinovat. Că a mai făcut el alte chestii, nu știu ce, că... Dar lucruri de-astea minore, pentru asta nu merită să facă pușcărie. V-am mai spus, criminali în libertate și oamenii care, îți doamne, au făcut evaziune fiscală la pușcărie. Mă, nene, nu mi se pare normal. Trebuie să plătească un prejudiciu dacă ar fi făcut lucrul acesta. Ca să scape de pușcărie, nu? Logic. Statul cu ce să alege? Că face omul pușcărie și încearcă să ia banul? Nu. Nu are ce să mai ia. A făcut omul pedeapsa de pușcărie și gata. Statul e mulțumit că face omul pedeapsă. Pare o prostie, cum a făcut și Gică Popescu și cine a mai făcut? Becali și așa mai departe. Nu toată iale banii, lasă pe oameni în libertate să-și vadă de treaba lor, de familiile lor, nu-i bagi așa cu forța în pușcărie. Dacă aș făcut vreo crimă, ceva, da. Dar așa, pentru ce? Deci, Leo n-aș face lucruri de genul ăsta, să dea vreun ordin la vreun interlop, omoară-l pe ăla din bătaie, jefuiește-l sau nu știu ce, nu. Nici de cum, altfel nu mai eram prieten cu el. Nu mai era nașul meu și nu mai aveam treabă cu el. V-am spus, chiar dacă o să se supere pe mine, nu mă doare, o să-i treacă, asta e. Hai, bam, bam, am ajuns acasă. Început să ningă. Ne așteptăm la o zăpadă mare de tot. Hai, bă, că e acolo, ai văzut? Nu, tot o vleac, cum faci și tu. Da. Ai făcut ăsta cop și faci... Eu și... am cop și cu semănță. Da, și faci plăcintă? Bine, nu am. Mamă. Ia uite. Uite, aia tot plăcintă face, l-a făcut, a luat, am văzut o vleac mai înainte. Da, nu faci. Tu te-ai luat după aia sau aia s-a luat după tine? Aia s-a luat după tine. Da, eu le-am cop când ați plecat, eram... Nu, tu le-ai copt înainte la alea, cred. Da. Deci alea s-au luat după tine, vezi că te... Uite cum lipește ăla acolo, uite. Pâinea aia. Vezi? Sunt foarte gospodine. Ai înțeles? Da, dar face plăcintă. Mâine. Da, mâine. Mi-a fost greu să toc, mă doare mâna. Ai gândit bine că așa e mai ușor să dai cu lingura decât să stai să răzui, nu? Păi, uite alea ce fac acolo. Cu lipesc alea, uite. Chiar tante Mia că fac. Gogoș? Și ea zicea la fel că e mai bun răzuit, da, asta e. Nu mai sunt cum eram odată. Lasă că data trecută a fost bun. Știi că a ieșit bun? Uh-huh. Nici nu s-a cunoscut că e... Nu l-am spălat bine. Eu în locul tău știi ce făceam pe bune acum. Lasă-l cu tocul semințe. Să te înveți? Dar nu, decât o parte. Ce mai călesc puțin, că uite, am pus unt. Da, ai pus unt? Bravo. Mai călesc puțin, da? Da, mai călesc. Oricum... Interesul e că l-ai scos repede de pe coajă și aia e moale, nu mai e așa tare, nu? Da. Bravo. E cop.
Dar n-am vrut să-l fac de tot, că știu că mai fac aici. Uh-huh. Adică vreau să văd și o artă și, și precise, dar să nu te tai, ai grijă. Da. Cuțitul e cam periculos. Artă și precizie la tine. Nu te mai uita la mine cum fac. Nu mă uit. Uită-te la azi, alea sunt experte. Cine, alea? Alea nu știu, mă. E, nu știu. Zicea cineva, nu mai știu cine a zis, că nu pot să le rețin numele atâtor oameni, că tu faci mâncare mai bună decât la restaurant, adică le place cum arată, știi? Cum arată, cum asta. Mai sănătoasă. Deci eu doar văd cum arată și își dau seama că e bună, rău. Eu nu mănânc la restaurant, să știi. Păi am nu, dar... știu la câte restaurante am mâncat noi. Am mâncat de rușine, hai. Nu, dar cine mănâncă la restaurant? Mie nici, nu-mi place mie la restaurant. Dar nu, nu sunt... Mai ales când te gândești că poți să mănânci niște resturi care nu s-au mâncat cu o zi în urmă, da. Le iau de la mese, le pun iar încă o dată, o chiftea, o sarma și ți-o dă ție. Nu e normal, nu? Sunt de astea, se fac. Fac și ei că așa ce, se americanii face. Nu fac? Adică ce, e, americanii na. Sunt... Eu le spun la copii ăștia. Păi, da. Eu când i-am mâncat acolo, nu sunt așa încântată, s-a stricat, deci nu mai am doblec. A, le-ai pus pe tot? Da, sunt așa, foarte bine. Uite, strâmb. Păi nu, dar l-am ținut ceva în garaj. L-am ținut ceva timp în garaj, dar uite că a ținut. Uh-huh. Te-ai gândit bine. Și cu sămânța? Să vezi ce repede să mănânc asta. Să vezi tu ce repede, că eu mănânc. Eu mănânc. Mănânc, adică deja mi-ai făcut poftă. Vezi, doctor, dacă mi-a pus și pe aici, ce ai pățit? Ia, acum, mă doare mâna asta. Dar ce e ăla? Plasturi, ce? Are el niște de-astea care... S-a pus la mână și unde? La umăr? Cred că și pe toată mâna asta, că nu poți să mai o mișcă. Asta așa. Da, dar mie să nu cadă. Nu cadă, gata, am văzut puțin, gata, lasă așa. E până pe umăr, da? Pe așa se simt. Da, vezi? Te doare mâna? Ți-a amorțit sau ce? De mult, Cristi, da. Dar... Și ce, te simți mai bine acum? Nu știu, mâine. Au cred că are nicio treabă. Știi, când te duci la doctor și stai la ușă, nu mai te doare nimic. Mm-hmm. Știi cum e, da? Știu, mama, cum e. Nu știu, nu prea știi. Cum mă, nu știu cum e? Nu trebuie să știi. A, de fapt, nu știu că n-am fost. Da, de-aia. Dar știu că nu e așa bine să stai să te duci la doctor, nu? Cel mai bine te face acasă. La ușa lui. Aia... La ușa lui îi spuge durere. Nu știu care-i treaba. De frică. De frică. Uite, mă, dobleacul. Uite, dobleacul. Jos, acolo. Da. Ai văzut? Și ele. Și n-ai pic să nimeri și tu și aia. Da. Aia din Azerbaidjan? E, cred că e tot acolo. Am văzut că, uite, dobleacul e jos acolo. Uite. Da. Stai că nu o să prind. Au, au de-astea, dar mă uit. Și rămânesc la așa carne și dovleac. Rămnești tu la așa ceva? Mhm. Îți place la cum le fac? Ce uite, fac? Eu fac purica ale noastre. La foc? Da, exact, zici că e. Sau le-ai dat tu la... Că mai sunt patru farfurii, le-ai dat tu? Le-am dat și eu cu niște șunghi. Le-ai trimis? Cum trimit ăștia cadouri, ai văzut? Trimit cadouri și... Uite, și zarzavat acolo, uite. Au de-n curte, să știi. Sunt gospodari, au la păsări. Ce e? Întreabă pe Lucian, dacă nu ești. Gabe e obosit că a jucat fotbal. A, da? Tu n-ai jucat? Că de nu, când doar Gabe cu Aurel au jucat, că aveau nevoie de oameni. Și... Cinci glume a dat Gabe și Aurel și patru. Ia, că nu te-am întrebat de Adila. Ce a făcut ea? Nu prea, nu? Ce? A dat un gol. Un gol, bine. Uite, dobleacul jos acolo în stânga, vezi? Deci a făcut și dobleacul. Să nu-i vorbesc, uite-te și tu. Eu, așa eu vreau să fac, doar eu. Mâncare fără să vorbesc. Foarte bine. Mai veniți voi câteodată și tactul și de-aia mă scoldă din viață, să nu mai mă găsesc pe mine. Mm-hmm. Bam, bam. Ce-ai făcut mai aici, mă? Plăcintă cu... Morcovi? Nu te-ai că te-ai făcut cu morcovi. Acum am apăcită cu dobleac. Vreau să-ți fac cu cartofi dulci. Cartofi dulci? Am văzut că fac. Să vine zăpadă, e un frig afară de crapă pietrele. Bine.
M-a făcut dovleac. Și nu faci tu așa, adică faci tu o pomană? Faci tu o pomană? Dă la animal și să mănânce. Dă la animal și acolo ce? Ce ai acolo? Nimic. Un taco se am făcut. Nu, nu ăla care îl bagi acum acolo. Nu le bag aici. Deși Ludila nu-i place că e greu să scoată alea. Da, e greu de scos. E greu și să mănânce. Uite aici pentru tacos, carne tocată, da? Da, turchi. Turchi? Curcă. Curchi? Ori curcă. Nu, n-ai de unde să știi. Să nu fie amestecătură. Nu? E de-n pietru. E cea mai bună carne, adică bună. Cine-i femeia aia? Uite ce gagică mișto. O, ce gagică mișto. A, cine-i asta? E Cornel. O, Cornel, du-te. N-ai bine aici, Cornele. Era coaja ta, adâgâdai. Am căzut și eu o gagică mișto. Cine-i s-a îmbrăcat în femeia asta? A? Eu cu zilele de la dublată am pus acolo. Foarte bine le duc la animale, orice. Mănâncă rațele, mănâncă păsările. Eu uite-l pe ăsta. Eu uite-l pe ăsta, bă, și mai era puțin să zic că vreau să cunosc pe gagica asta. De ce el era? De acord, nu. Da, n-ai bine, bine s-a îmbrăcat. Provocare, cum zic eu. Provocare? Provocare, să-mi bagi. Băi, mă, lași. Nu, te zici că-i baba, e linda. Baba Sultana, tu nu baba vezi? Sultana. Peste tot. Bam, bam. O să plec și eu într-un loc și am un șobolan din spatele meu. Ei! Ce vrei, mă? Să descarc, auzi? Ce să descarc, mă? Am dat cumpărături. Ia să vedem ce se întâmplă așa. Ce pot să ningă iar? Să vedem. A făcut cumpărăturile gata? Ai iubit să dăm noi jos? Da, eu uite, m-a strigat. E și apa acolo. M-a strigat, stai așa să-mi pun și eu. Îmi dai eu, da? Da, da, amândoi. Stai puțin, stai să-mi pun și eu mănușa asta. Nu, da, eu. E greu. Carne aici, la greu, carne. Mai zis? Carne de boule. Ce de la o carne? A, uite, împărături. Da, greu e, e bun. Uite tot. Uite și de la Oreo. De mandarine? Bun. Mai mici ale. Punem totul aici. Lapte, bagă laptele. Toamnă. Cristiane, nu filmezi, mă? Nu filmezi, mă, nu știu. O să merge să cumpăr și merge să ne luăm îmbrăcămite. Asta e plecat ca... Unde mai băgăm îmbrăcămite, mă, tu nu vezi? Că asta Audi s-a... Hai unde să faci? Părgeam 2 inci, n-aveam să faci de spate. Care 2 inci? Tu cu mine. Și nici nu le-a vrea să meargă. Și eu avem o șie, asta nu știu. Și unde mai băgai? Hai, le-am dat cum venea. O să veni cu ea acolo. Sau pe tine. Mare cum faci, la paraun cu tine. Hai asta, nu știu. Când vreți mâncare, fericiți, Niculino. Tu, mă. O să ia vreo urări sau? E al tău să te știi. Așa vreo urări, să te știi de la tot. Ia să vezi, stai puțin să poată unde... Hai, ia curcanul. O, curcanul.
de ziua președintelui, care a fost ieri. Așa se împătorim. E nu știu la muntelul de la apă, în partea aia. Băi, de ne-ai zis, dar muntel? Ai chemat mai să pleci? Nu, n-ai chemat. Ieși aici că mă scuze. Așa, mă. Îmi iei aia. Spune exact că ești pe cameră să... Da, 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 panița. Unde vreau să-l iei? Mă, te roși, e stic. E stic, nu știu. Unde vreau să-l iei? Aaa, asta e bună. E stic, nu? Nu e, e. Da, da, anume e picol. Pistacio. Pistacio. Nu, da. Mă luam, mă luam. Bine de apă, că... Aaaa, ce crezi asta? Mă, uite, cap. Hai, bag acolo. Băgăm aici cu roșii. Hai, cred că ăsta e... Păi, nu. A! Nu mai avea. Nu, morcov, mere. Mere are. Dă-te la o parte. Nu stai în camera acolo. Stai tu aici, te rog frumos. Repede, vă băgați tot să nu mai... Dacă tot filmez, se vadă. Nu? Uite. Aleală. Mai e, bă? Bă, dar cât am zis, bă, frate. Vine criza alimentară, ești nebună la cap, poate să-i mai cu salată. Trebuie să-i pun o toată aici. Da, cu tot bine am fost. Dar e pun așa, să rămân. Știți? Aurel, îți protejează aici. Am dus aspiratorul de aici. Mi-e vreme să nu. Unde l-am dus? Ce simt așa? Vrei să bagi în garaj? A, uite. N-ai cum acum. Uite, a luat pentru păsări, ia uite. Bun. Alungă, exact, mai a luat tot de aici. Și apa. Încearcă să mai stai cu spatele la care. Ce care? Stai tu cum faci tu așa, a plecat. Stai tu, normal. E indecent așa. Nu? Uite apa. O să trebuie să o punem în casă, că o să înghețe aici. Apa? Da, o luăm așa, pe bucăți, până acum, nu? Așa, oricâteva. Cum uite-te bine, acum, încadă mașina, tot. Da. Închidem garajul, mă, mai lăsăm. S-a supărat din încă, nu are apă ieri. Ai de capul meu, și acum i-a luat asta. Uite, i-a luat-o de la... Walmart, nu? Unde-i luat? Da, și... Ce-i înghețat-o? Magnum. Ia uite aici, avem aici. Asta-mi place mie. Asta aici, pe asta. Mai pune și... Confiturile pe natura ta. Înghețata. Te blocase asta. Cum? Înghețata. Înghețata? Ia uite aici. Asta-i pentru aură. Snickers! Cine caută, găsește. Iată. Pâine? Uite. Uite ce pâine are. Aia ca lumea. Salata asta cu zastuc. Twix! M-am găsit. Care e mai rapid de la ea? Aia asta, da. Astea sunt? Pentru ei. Alea cum sunt? Cu ciocolată, mini... Ia uite, croasante, zice. Croasante, ce-i că nu mai ai? Să le punem aici. Dă-le încolo. O, astea sunt alea bune. Rău asta. Ce sunt astea? Pușerii? Da, da, ia uite. Pușerii, mă. Stai așa că n-am trei mâini. Mișcă-te. Mișcă-te odată. Da. E ca aia o dăm. Așa aia, aia, auzi? Aia, uite. Aia lua ură de bere o dăm, nu? O dăm? Aia, că aia s-a urât și pe aia dură. Nu, că mă lua și niște de-astea. Asta trebuie să-i le pun lui aici să le vadă. Ne mănânci. Tu mai am făcut spanac. Cu spanac, așa, mai luat spanac. Uite și astea, să le punem aici, la vedere. Dacă le ții acolo, să se mănânci. Să dai de două rase. Unde? La rațe? La rețe, să am făcut. Ce, pâinea? Alea dă prânză. Ce-i alea că nu știu? Prăjiturile alea, dar ce de lângă frigider. Păi dă-le, ia-le de acolo, nu o să știu. Am luat două și le-am dus. Păi pune-le să le pun acolo, dacă nu e normal să te întreb. Nu trebuie să te întreb. Știu ce ai văzut tu. Ce mai e? Mai e ceva?
Asta e de aia de Doritos. Uite ce perci. Compoturi. Să le mai punem și pe astea, uite, le pun aici. Să golim toate astea. Uite unde le pui compoturi. Am pus aici. Uite, da. Uite ce i-am dat, eu scris, nu mi-a adus. Păi nu ți-a adus. Ouă a adus, nu? Lapte a adus, e bine. A adus ce ți-a găsit? Ce vrei acum? Aici o să... Multe sandwich-uri la grăb pe aici. Așa, salată aici, la grăb. Gata, hai să închidem camera, bam, bam. Astăzi, 22 februarie 2022. Cumpărături, le sortăm acum. Curcanul. La tapă. Astea nu, nu-mi plac, da? Astea... Uite, aia era pentru... Am zis să ia pentru animale. Ai auzit? Pentru animale. Salmon. Asta, bă, da, bun. 25, 26. Cât e? 25 de dolari? 26. Lasă-mă. Și astea, uite, astea vreau să le dau la animale, dar nu a dat prețul. Nu contează. Ce, cât mate, nu? Da, nu știu. Sunt și astea, vreo 30 de dolari. Uite, asta vreau să le dau animale de aici. A, e așa, chicken. Chicken? Și un dolar, cât e ăla de jos? 7 dolari la ofertă și asta nu știu. Uite, asta e 16 dolari. Carnea de deasupra, cotletele. Asta e 6. Pe aici. Pizza. Asta tu ai pus-o aici, s-o dau animale? A, dar nu, dar ea ce-i acolo? Ia, de când am luat, pentru că de când ai pus-o no, separat. E gelatina. Gelatina și biscuiți. Care le-am pus separat. Cam atâta pe ziua de azi. Trebuie să mă duc unde voiam să mă duc. Da, a strigat Gabe după mine. A urlat, a țipat, mi-am pus și eu două grugi în cap, căciula și tot l-am auzit. Iați, astăzi o să ningă toată ziua, deja a început. Bam, 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 bam.